dat Dumnezeu. Tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Acum, dacă Dumnezeu ne-a dat tot, care este motivul pentru care falimentăm? Pentru că în contractul acesta de colaborare, ca să folosește termen pe care îi înțelegem, în contractul acesta de colaborare între noi și Dumnezeu, pentru ca noi să moștenim împărăția, pentru ca noi să fim biruitori, pentru ca noi să-L reprezentăm pe El, El își face partea Lui și ne-a dat tot. Întrebarea se pune, noi cât dăm?